Foarte frumos să vă uitați puțin în jurul vostru în sală, uitați-vă la vecinii voștri, la oamenii care stau în spatele vostru, în fața voastră și cu siguranță constatați că sunteți diferiți. Nu arătați la fel. Bine, dacă ați venit cu fratele vostru geamă la TEDx, atunci e posibil să nu se aplice această regulă, dar, per total, din zeci de oameni cât suntem astăzi aici la TEDx, fiecare arătăm diferit. Ce considerați că ne leagă în firea noastră omenească, totuși, pe toți care suntem aici? În primul și în primul rând, căutăm cu toții răspunsul la eterna întrebare: ce este șmecheria asta ciudată pe care noi o numim viață? Eh, cine știe răspunsul să ridice mâna, oricum nu văd nimica de la reflectoare. Uh, când pornim uh, totuși pe această călătorie frumoasă numită viață, pornim cu șanse la fel de diferite, precum a, uh, aceste aparențe despre care vorbeam mai înainte, unii cu mai mulți, alții cu mai puțini și întotdeauna există un gică contra care o să zică nu, nu e adevărat, fiindcă suntem născuți egali. Ei, eh, Știți și voi, știu și eu că acest lucru este un bullshit. În viață, tot ceea ce uh, o să experimentezi depinde extraordinar de mult de ce aduci de acasă și de ce o să primești uh, de la societate pe parcurs. În lumea în care trăim, există o sălbăticie de nedescris. Lumea nu o să ne trateze de fiecare dată cu gingășia la care noi ne așteptăm. Mai ales să nu-i tratează nici pe ăștia care nu pornesc cu trei medalii de aur la gât de la neonatologie. Sunt unii oameni care pur și simplu trebuie să facă față la foarte multă nedreptate în viața lor. Cu siguranță ați trăit și voi situații în care ați simțit că viața nu a fost pe partea voastră. Probabil v-au bârfit prietenii ăia la care ați fost voi cel mai loiali. Probabil ați primit un bilețel pe parbriz că ai parcat ca un bou și totuși te-ai asigurat de 10.000 de ori că să nu cumva să întregi liniile. Probabil ați primit un patru la geografie că profunzioa respectivă n-a avut dispoziție și întotdeauna vă întrebați de ce. Eu am încercat să fac tot posibilul să-mi iasă ziua asta frumoasă. De ce se întâmplă că dau de aceste o, situații nedrepte? Trebuie să vă gândiți că sunt oameni în lumea asta care trăiesc așa în fiecare zi din viața lor. Ei sunt oile negre. Vă este cunoscut termenul oaie neagră? Sunteți dintre voi oi negre în public? Da, ok. Atunci știți despre ce vorbesc. Practic, pardon, vorbim despre persoanele care nu se conformează a anumitor tipare a anumitor microsocietăți din care fac parte, fie asta școala, fie asta familia, fie asta orice uh, grup din care fac ei parte. Și din cauza comportamentului, atitudinii și a unor viziuni pe care le împărtășesc, uh, ei întotdeauna se află în centrul atenției. Dar acest focus nu este unul pozitiv. Indivizii ăștia care sunt catalogați ca oi negre întotdeauna o să atragă parcă problemele în jurul lor, și aceste microsocietăți în care trăiesc, practic o să reacționeze și îi cataloguează pe indivizii respectiv ca fiind incontrolabili. Nu te naști oaie neagră. Nu este un hard dat de la Final Boss. Nu este ceva dorit de mama ta. Vreau să nasc un copil rău, un năzdrăvan. Ci societatea și microsocietățile implicit în care trăiești o să te formeze și o să-ți formeze caracterul și implicit caracterul tău de oaie neagră. Probabil cunoașteți acel experiment cu cele două plante. Luăm două boabe de fasole, le plantăm în aceeași tip de ghiveci, le punem în aceeași tip de sol, le udăm cu aceeași tip de apă. Singura diferență în modul lor de creștere este tratamentul și abordarea lor verbală. Planta A, Beneficiază de vorbe dulci, e ridicat la pedestal, o să fii frumos, o să crești mare, o să fii cel mai tare din parcare. Planta B, contrariul, critici peste critici, vorbe dure, nu ești bun de nimic, ești bun de aruncat. Și când ajung aceste plante la termenul de maturitate, observăm o discrepanță semnificativă în creșterea lor. Planta A, planta cea laudată, este mare, un metru jumate, cu frunze puternice, bogate, verzi, iar planta B, contrariul, un ciotuleț mic, practic, umbra semenului ei. Gândiți-vă că dacă vorbele au un efect atât de puternic asupra unor plante, atunci modul de tratament și vorbele ce impact au asupra minților indivizilor pe care noi, ca societate, le formăm? La rândul meu, eu am fost plantată într-un ghiveci foarte bun, un sol foarte bun, odată cu cea mai bună apă de izvor de la Sfântul Gheorghe. Cunoașteți apele mirifice din județul Covasna. Provin dintr-o familie bună, am avut noroc că am niște părinți deosebiți care au fost mereu înțelegători, m-au ascultat mereu și m-au susținut mereu în tot ce am făcut. Dar, la un moment dat, trebuia să părăsesc microsocietatea respectivă, trebuia să ajung în macrosocietate. Și când am ajuns la școală, fiind un copil inteligent, cel puțin așa ziceau ai mei, uh, am început să absorb ca un burete toți factorii ăștia externi care treptat m-au făcut dintr-o fetiță inocentă o oaie neagră în toată firea. Părinții mei m-au educat extraordinar de deosebit, Întotdeauna mi-au spus că opinia mea este la fel de validă și importantă ca opinia ta, ca opinia ta, fiindcă sunt un membru valoros al societății. Și în cazul în care nu simt că sunt tratată cu respectul necesar și cu respectul pe care îl merit, atunci trebuie să-mi pun piciorul în prag și trebuie să dau voce la ceea ce simt. Și am ajuns la școală. Și cunoașteți cu toții sistemul nostru educațional mirific, nu? n-ați râs destul. Felicitări excepțiilor. Și mama mea e pedagog, deci nu vreau să uh, trăsc profesorii noștri, noștri chiar prin noroi, dar probabil fiecare din sala asta am urmat în acea sistem educațional școlile uh, și cunoscând acest sistem, uh, pot să zic că profesorii nu te respectă, la școală nu te consideră a fi egalii lor. Uh, colegii între ei nu se respectă, fiindcă totul se rezumă la aparențe. Și fiind un copil în burete, ce o să înveți din acest context? Că societatea mare, când o să ajungi un adult funcțional, să presupunem, nu te va respecta nici ea. Eu am avut mereu curajul, și probabil aici am greșit, să am voce și să dau voce la acele situații care am simțit că nu mă favorizează din lipsa respectului. Și, evident, când spui adevărul, adevărul doare. Și când doare adevărul, fiindcă unele persoane uh, se simt foarte, foarte confortabil să fie mințiți în față și nu vor să recunoască uh, greutatea adevărului, atunci ajungi la niște, niște situații care uh, doar îți înputernicesc caracterul de oaie neagră. Eu, din păcate, am avut foarte puțini uh, prieteni adevărați. Și am fost exclusă mai mereu din toate activitățile, să zic așa, am fost ținta profesorilor. Și am dus viața asta până la 18 ani, până am ajuns la Târgu Mureș și am zis, asta e, oraș mai mare, oraș mai civilizat. Am sperat. <gătătă> Pardon, sunt puțin răcită. Aici oamenii o să facă un efort să mă cunoască și o să rup cumva această eternă, uh, ilogică, de oaie neagră, uh, unde am ajuns eu uh, în primii mei uh, 18 ani. Uh, ajung la facultate, medicină, trec porțile medicinei, ghiciți ce. Au început să mă judece după felul cum arăt. Bine, am înțeles. Scriem anul 2006, acum aproape 20 de ani, uh, Moda Emu părul puțin așa, mai tăiat puțin mai ciudat, pirsuri, tatuaje. Și evident, cumva nu mă conformam tiparului la ceea ce cunoșteai la medicină. Dar în momentul acela am și învățat că eu, din păcate, o să trebuiască să muncesc de cinci ori mai mult decât semenii mei și decât colegii mei, fiindcă deja lumea și-a făcut părerea asupra mea. Nu vreți să știți de câte ori am auzit că nu o să fiu nimic în viața asta. Și cel mai dureros lucru a fost, fiindcă în această ecuație, că acest lucru s-a rezumat exclusiv la aparențele mele. Vă zic o mică povestioară, spre exemplu, ies din anul 4, anul 3, din sala de examen de la Radiologie Generală, stă colegul meu rezumat așa la perete și mă întreabă, ce nu ai luat? Și zic 10. Și se uită așa la mine și mă întreabă, cum? Cum frate, am învățat ca și tine Deci despre asta vorbesc În momentul în care uh, ești catalogat într-un fel Foarte, foarte greu o să schimbe oamenii părerea despre tine Și asta trebuie să o accepti Eu am acceptat, dar am acceptat acest lucru atât de mult Încât am început să și cred părerea altora despre mine Mi-am schimbat în totalitate atitudinea față de persoana mea și am reușit să-i întorc și pe ăia care mă susțineau și era în spatele meu împotriva mea, adică familia. Recunosc că pentru a estompa realitatea am făcut anumite lucruri de care nu sunt neapărat mândră astăzi, dar pe la vârsta de 21-22 de ani am realizat că o să mirosesc viața dacă mă duc pe căile respective și uh, parcă m-a lovit, așa, un epifani din orcela foarte, foarte puternică. Trebuie să fac ceva să demonstrez că sunt capabilă. Și am încercat să învăț mai mult, să-mi schimb înfățișarea. Vedeți, nu mai am, acum am păr blond lung, nu mai am părul acela ciufulic și tăiat în toate felurile, să-mi scot pirsurile, tatuajele nu, nu le puteam da. Încercam să mă temperez în uh, situațiile sociale. Practic, am, a, am adus și luna de pe cer și ghiciți ce? Tot nu eram de ajuns. Oamenii nu schimbau părerea despre mine. Și atunci am realizat că degeaba încerc să mă schimb pentru alții. Fiindcă o să fie o amăgire totală. Trebuie să schimb, să mă schimb pentru mine și trebuie să fac o schimbare în jurul meu, dacă întotdeauna uh, mă scuzați, emoțiile, uh, dacă doresc să, uh, să schimb lumea în jurul meu. Și trebuia să iau o decizie. Dar decizia asta, fiind oaie neagră, nu o iei chiar așa de light, fiindcă, v-am zis, te conformezi cu uh, opiniile artora și probabil nu ai putere uh, ca să faci acest pas. Îți trebuie ceva extraordinar de care poți să te prinzi și care să-ți fie combustibil pe acest drum. Pentru mine, desenatul și pictatul uh, erau refugiul etern și la fragedă vârstă de 33 de ani... Am fost diagnosticată cu ADHD. Încă un punct în plus pentru sistemul educațional românesc, n-a observat nimeni. Dasez aici de ceardaș de câteva minute, dar n-a observat nimeni. Uh, și uh, atunci am înțeles că am avut această afinitate puternică înspre arte, fiindcă arta, artele sunt medicație pentru suflet. Dar eu nu am vrut să mă opresc și pentru mine nu era de ajuns ca să fac artă pe pânză sau pe uh, foaie. Eu am vrut să fac ceva etern. Și ce era mai permanent și etern decât tatuatul? Întotdeauna tatuatul era o ocupație pentru mine fascinantă uh, de când am văzut uh, prima dată pe nașul meu că a făcut tatuaje în bucătărie pe vremea aia, în anii 90, la un prieten. Și. Deja atunci mi-am pus capul că eu să fiu tatuatoare. Dar provenind dintr-o familie bună, dar conservatoare, tatăl inginer, mama pedagog, eu nu puteam să mă duc acasă în sufragerie să arunc bomba că ok, eu mă las de stomatologie, mersi că ați plătit trei ani, uh, o să fiu tatuatoare și o să decorez oamenii cu doi bărboși cu niște veste Hell's Angels în ceva beci și asta o să fie viața mea. Deci așa, se... așa ceva uh, nici nu intra în imagine. Și atunci, ca să nu frâng inima mamei mele și să nu cauzez alte dispute în familie, am zis că o să fac treaba asta de hardware. Și am început să învăț uh, să tatuez în timpul cursurilor și programului de studii de la stomatologie. Și foarte puțin timp mi-a trebuit ca să observ că am pus mâna pe ceva extraordinar. mi am găsit combustibilul. Pentru mine, tatuarea a reprezentat absolut tot ceea ce înseamnă plan profesional în ziua de azi. Tot pot să mulțumesc tatuatului. Chiar dacă am reușit uh, și pe alte planuri profesionale, mulțumesc foarte, foarte frumos că a încercat să le înșire pe toate, Bob. Uh, tatuatul, oricum o să fie prima mea dragoste, care m-a învățat ca să împărăsesc propriile umbre și ca să încerc să creez ceva extraordinar. Prin tatoare am ajuns și la alte stații, am început să cercetez, din punct de vedere medical, patologiile legate cu tatuajele și prin asta am putut să popularizez tatuarea responsabilă și sanitară, atât național cât și internațional. Am arătat lumii că poți să ai păr albastru, bine, eu n-am avut, dar poți să ai păr albastru, poți să fii tatuat, poți să ai pirsuri și poți să fii un meseriaș bun, un profesionist bun. Și ceea ce este mândria mea este că am reușit să arăt multor tineri, care probabil au fost la un moment dat atât de pierduți cum eram eu, pierdută în viață la 20 și ceva de ani, că și asta este o cale de a merge înainte. Am format sute de tineri din generația următoare de tatuatori de succes. Ceea ce am făcut prin asta este că am dat înapoi comunității care nu a făcut altceva decât a luat de la mine. Dar am arătat că se poate. Am arătat și lumii că se poate, dar pentru mine cel mai important lucru este că am arătat mie și mi-am demonstrat mie că valorez mult mai mult decât m-a catalogat și m-a făcut societatea să cred. Nu am schimbat lumea, fiindcă nu ai cum să schimb lumea, dar am reușit să schimb lumea mea și sper să pot să fiu o inspirație pentru multe oi negre, chiar din sală sau de pe alte platforme sau în realitate. Oile negre sunt indivizi excepționali. Noi avem o creativitate și o viziune aparte din cauza faptului că suntem cumva forțați de către societate să... Avem o afinitate către aceste Imperfecțiuni, să zic așa, ale societății în care toată lumea trăiește bine mersi și confortabil. Dacă ești o aie neagră și sunteți câțiva, părerea mea personală și sfatul meu personal este să nu vă schimbați. Încercați să faceți schimbări, schimbări în jurul vostru și creați o comunitate care este demnă de voi și de semenii voștri, care este inclusivă și este înțelegătoare dar la presiunea societății nu încercați niciodată să vă schimbați. Eu, la rândul meu, într-o turmă de oi, aleg să rămân oaie neagră în continuare și nu aleg să fiu un follower. Mulțumesc frumos!